Bună seara, sunt Bogdan Stănescu. Începem prima ediție din această săptămână cu impresii de la Festivalul Internațional George Enescu. Îi vom avea alături pe domnii Constantin Laurențiu Erbicianu și Florin Ionescu. Apoi vom vedea ce expoziții și alte evenimente culturale au loc în această perioadă la București. Vom vorbi despre orașul de altădată, despre cartierele de la periferia acestuia, care fac subiectul unei expoziții de fotografii de epocă. Vom discuta despre Teatrul Independent cu Denisa Nicolae și Liviu Romanescu, dar vom afla totul și despre participarea României la competiția globală de All Styles Street Dance, care va avea loc în noiembrie la Frankfurt. Începe Jurnalul Cultural. Ieri s-a încheiat ediția cu numărul 26 a Festivalului Internațional George Enescu. O lună, Bucureștiul a fost capitala mondială a muzicii clasice, iar melomanii s-au bucurat ascultând orchestre și artiști de top din toată lumea. Impresiile vor persista mult timp în memoria celor care au avut privilegiul de a fi prezenți în sala de concert sau de a urmări transmisiile televiziunii române. Pentru a afla mai multe despre această ediție aniversară a festivalului, i-am invitat la Jurnal pe domnul Constantin Laurențiu Erbicianu, președintele Fundației Culturale Erbicianu, și pe domnul Florin Ionescu, vicepreședintele acestei fundații. Bună seara și vă mulțumesc foarte mult că ați venit la Jurnal în seara asta. Bună seara, mulțumim pentru invitație. Să vorbim despre Festivalul Enescu, ediția aniversară, 65 de ani de la prima ediție, ediția cu numărul 26, s-a încheiat ieri. Spuneți-mi cum a fost, care sunt impresiile de după festival? Aș spune că sunt printre cei mai vechi susținători și admiratori ai festivalului. De la prima ediție, aș spune eu. La prima ediție, din 58, când am avut privilegiul de a asista la premiera operei Oedip, dirijată de Constantin Silvestri, cu marile vedete de atunci, Ohanezian, Zenaida Pali, Elena Cernei. Am urmărit în același timp concursul pentru pian, îndeoseb grație mătușii Constanța Erbicianu, mare profesoară și fostă solistă de nivel internațional, la care veneau în pelerinaj toți marii interpreți care vizitau țara, vrând să vadă o persoană care l-a cunoscut personal pe Brahms și care avea și un tablou de-a lui Franz Liszt cu autograf. Și printre beneficiarii acestor vizite m-am numărat, deși n-aveam decât 19 ani, și îl țiu minte foarte bine atât pe câștigătorul concursului Li Bing Chang, chinezul care nu i s-au tăiat degetele cum s-a zvonit așa la noi, zvonea, da, exact. Așa, și care a cântat Marea Sonată a lui Liszt și care astăzi, am aflat, este încă profesor emerit la conservatorul din Shanghai. Prieten la cataramă cu tatălui Lang Lang, care și el e profesor acolo, așa că am... Deci așa a fost începutul. Spuneți-mi, din perspectiva amândurora, cum s-a schimbat Festivalul Enescu? În primul rând, festivalul cred că se deschide către contemporaneitate. Noua viziune a managementului acestui eveniment mamut, din fericire, privește către viitor, încercând să angreneze în tot ceea ce înseamnă de la mecanismul festivalului până la artiștii invitați, creațiile care sunt interpretate în cadrul festivalului, toate acestea concură către o deschidere spre viitor. Mi-a plăcut foarte mult chiar ziua de închidere a festivalului, când venerabilul Cristinu ne-a dovedit că Purcell poate fi cool. Purcell can be cool. Așa. Muzică preclasică, dansată într-un stil cât se poate de modern street dance. A fost un șoc cultural pentru public, jumătate din public fiind persoane venerabile, nu au spus nu acestei provocări care ne-a fost oferită. Și la final aplauzele au fost pe măsură. Pe măsură. Dumneavoastră, ce părere ați avut de acest moment? Eu sunt ceva mai conservator, așa. Dar să-mi amintesc de primele ediții. De pildă, Sviatoslav Richter a venit să cunoască o persoană care l-a cunoscut personal pe Brahms, pentru că seara cânta concertul numărul 2 la Ateneu, dirijat de George Georgescu. Și venise anunțându-se pentru o oră, dar a stat 4 ore, încât concertul a trebuit amânat cu 2 ore și ceva. Am putut să asist și în sală, iar mai târziu i-a plăcut așa de mult primirea publicului românesc,
încât a revenit cântând burlesca lui Richard Strauss. N-a fost mulțumit de rezultat și a bisat-o toată, tot cu Gogu Georgescu ca dirijor. Aveam niște dirijori extraordinari cu toții. Sunteți vicepreședinte și președinte, exact. Președinte fondator, da, al Fundației Culturale Erbicianu, care acordă la concursul internațional George Enescu un premiu pianistului român cel mai bine clasat în urma deciziei unui juriu de specialitate. Dintre cei care au primit acest premiu, George Todică și Florian Mitrea au evoluat anul acesta, da, pe scena festivalului, pe scenele festivalului. Spuneți-ne mai multe despre acest, da, premiu și despre activitatea fundației. Pot să spun că sunt puțin frustrat de faptul că toți, fără excepție, nu mai sunt în România. Așa. Primul a fost Sorin Crăciun, care este la Berlin, al doilea Mihai Ritivoiu, Londra, a treia Adela Liculescu, Viena, al patrulea Florian Mitrea și al cincilea George Todică, amândoi căsătoriți cu englezoaice la Londra. Dar uite că se întorc în țară și susțin concerte, bineînțeles, ceea, da, ce-i mare lucru. Dar cariera, unii și-au ales carieră solistică, alții carieră profesională, dar vin în țară așa, din când în când. Din când în când. Da, nu. Ce ne mai spuneți despre activitatea fundației? Fundația Culturală Erbicianu, prin numele ei, are exact acest argument de a fi de a promova cultura. Să nu uităm că familia Erbicianu a dat țării oameni de vază în varii domenii. Absolut. De la, să vorbim, de exemplu, chiar cu Constantin Erbicianu, care începând cu începutul secolului 20, finalul secolului 19, începutul secolului 20, a fost unul dintre cei mai mari bizantinologi. Viorel Cosma, de exemplu, în lexicoanele lui, îl menționează inclusiv ca descoperitor de muzică psaltică românească. Deci, polivalent. Apoi am vorbit despre Constanța Erbicianu, să nu uităm despre Vespasian Erbicianu, marele jurist. De exemplu, bustul lui este în Chișinău, în fața Curții de Casație. Să nu uităm despre latura de ingineri a acestei familii, care, iată, este prezentat aici de domnul Erbicianu. Deci, fundația își propune să ofere suport tinerilor. Tinerilor care... Și acordă o serie de premii. Și acordă o serie, da, de premii, dar, de asemenea, fundația își dorește să editeze lucrări interesante. Chiar, ce înseamnă interesante? Chiar astăzi, de exemplu, marcăm un eveniment care a avut loc acum multe sute de ani, pe 25 septembrie 1396, așa, și anume Bătălia de la Nicopole. Iar acolo a fost un tânăr, Schilberger, care a fost luat prizonier de Bayezid, apoi Bayezid fiind învins de Timur Lenk, a ajuns la curtea lui Timur Lenk și, într-un final, datorită calităților sale de diplomat, etc., a reușit să se întoarcă în Europa și povestește într-un jurnal care a fost bestseller începând cu Evul Mediu despre țele române. Bătălia de la Nicopole, vorbește despre Mircea cel bătrân, până la întoarcerea lui acasă, tot via țele române. Iar noi ne dorim să edităm acest jurnal anul viitor și avem încredere că se va bucura de un real succes. Pentru că, practic, câteva pasaje din acest jurnal au fost publicate acum vreo 40 de ani, 50 de ani, dar noi dorim să publicăm întregul jurnal, astfel încât să înțeleagă întreaga complexitate a vieții acestui tip extrem, extrem de interesant. El a avut o memorie deosebită, pentru că sigur că nu și-a ținut un jurnal, încât vă dați seama cum scrie el Argeș sau Târgoviște sau Suceava, mă rog. Și trebuie să ghicești. Cu asta mă ocup acum, să identific localitățile cu numele lor adevărate. Cu siguranță că pasiunea dumneavoastră pentru marea muzică, pentru cultură, vine din educația primită acasă. Cum e să fii descendentul unei familii ilustre care a avut un rol însemnat în istoria și în cultura țării? Pentru că vorbeam despre familia Erbicianu. Am avut multe necazuri, să fiu sincer, dar din fericire am reușit să păstrăm biblioteca, care cuprinde multe mii de volume și în care găseam toate subiectele imaginabile. Și asta m-a făcut să mă pasionez și de istorie, de literatură,
După aceea am fost multă vreme în Africa, unde am avut timp să tot studiez, mai ales literatura franceză, și muzică în casă și peste tot am beneficiat. Sunt ceva mai conservator, pot să spun. Ce a spus el, Harry Quinn, e minunat. Dar Le Grand Macabre mai puțin. Așa. Iată cum, cum discutați la festivalul George Enescu. Da, bineînțeles, da. E adevărat că Ligeti s-a născut la Târnăveni. De fapt, are prea puțin de a face cu România, decât în perioada socialistă a trebuit să compună ca o a treia rapsodie română, nu? Dar după aia s-a dezlănțuit în Occident. Dar spuneți-mi, credeți că, așa cum vorbeam mai devreme, lucrurile ar trebui puțin modernizate pentru a le face un pic mai atrăgătoare pentru tânăra generație? De pildă. Eu, de pildă, în fiecare sâmbătă aproape, pe Radio România Muzical, prezint câte o operă rară. Așa. Astea trebuie păstrate, așa cum le-a scris Rossini, Bellini, Donizetti, nu? Mici ameliorări sunt acceptabile, dar nu cum se fac pe unele scene, încât... Sau în cinematografie. Nu mai spun. Aida a fost mutată într-un muzeu în care sunt fel de fel de artefacte furate de colonialiști și nu mai are nicio legătură nici cu Egiptul, nici cu Nilul. Ceea ce... Dar povestea rămâne? Aproape, da, să fac mari modificări. Mari modificări. Multe opere. Dar de ce credeți că se întâmplă lucrul ăsta? De ce se fac aceste modificări? Pentru că regizorii au devenit omniprezenți și cei mai importanți, mai mult decât muzicienii. Dirijorii n-au voie să protesteze. Mi-a explicat domnul Hollander treaba asta. Așa. Că a încercat să mai tempereze, de exemplu, un profetul de Meyerbeer la Viena. Scena încoronării era ceva blasfematoriu, încât... Placido Domingo a declarat că el este catolic și nu suportă și s-a jucat cu perdeaua trasă. Iar în final, cei doi protagoniști, care erau Domingo și cu Agnes Balza, în costume de seară, erau în fața unor ecrane pe care defilau tancurile din războiul din Bosnia. Asta mi-aduce aminte de faptul că, de exemplu, în Romeo și Julieta s-au făcut o mulțime de ecranizări, iar în 1996 Baz Luhrmann a lansat filmul Romeo plus Julieta, unde Julieta avea piscină, avea bodyguard și așa mai departe, dar povestea de dragoste era aceeași. Atâta timp cât nu este denaturat sensul creației, sensul libretului al muzicii. Cred că... Nici modificări pot fi făcute. Da, da, sunt mai mult decât acceptabile și așa cum spuneam chiar la închiderea Les Arts Florissants, dansul, mișcarea, coreografia erau cât se poate de moderne, de modernă pe o muzică preclasică. Dar per total așa, uitându-vă în sală, că probabil că toată lumea se uita cumva să vadă care e reacția, care a fost reacția generală a publicului? A fost de un entuziasm nebun. Finalul a fost, i-a răsplătit pe artiști cu aplauze mai mult decât generoase. Nu prea sunteți de acord, așa? Eu mă gândesc la ce mi-a spus Andrei Șerban, care era profesor pe viață la Juilliard School și s-a propus să însceneze Romeo și Julieta, de care vorbeați. Așa. Și s-a propus o Julietă, un tânăr negru transgender. Și, sigur, n-a fost încântat și a dat demisia. Haideți să mergem mai departe, vorbim de anul 2024, revenim la premiile pe care le acordă Fundația Erbicianu. La anul va fi o nouă ediție a concursului internațional George Enescu, unde veți fi din nou prezenți, bineînțeles, alături de tinerii pianiști din România. Și aș vrea să vorbim puțin despre rolul muzicii clasice în viitor, pentru că se leagă cumva de ce am discutat mai devreme. Ce perspective au acești tineri care se întrec în aceste competiții internaționale? Spuneați mai devreme că toți cei care au câștigat au plecat. Dar de ce credeți că au plecat? Pentru că s-au însurat unii dintre ei acolo. Alții și-au găsit, de exemplu, Sorin Crăciun la Berlin, cântă deseori în diverse castele sau la... întâlniri private, a cântat și la Concert House și, deci, a fost trimis ca reprezentant al muzicii germane și în China, și în Coreea a dat concerte. Aici vine mai rar. Trebuie să recunoaștem că afară se deschid orizonturile.
afară. Ce înseamnă există, se deschid orizonturile în sensul că apar practic oportunitățile. Ai mai multe posibilități. Da. Niciunul dintre câștigătorii premiului Constanța Rebiceanu nu a uitat România. Întotdeauna se întorc cu mare drag. Mă uit, de exemplu, la Adela Riculescu, care concertează mult frecvent aici, sau la Florian Mitrea, Mihai Ritivoiu. Cu toții vin, îi vedem pe afișele de concert, nu numai din București, ci și din provincie, ceea ce este din țară, ceea ce este extrem de lăudabil. Absolut, vin în România nu, și susțin nu concerte. Păstrează, nu știu, să spunem, un aer de... Eu nu cânt la Satul Mare, nu cânt la Baia Mare. Din contră. Și îmi place pentru că în felul acesta se păstrează exact acel mesaj, acel stil de a fi al lui George Enescu, bazat de, atât de frumos a spus în timpul festivalului, generozitate. Da, ei au agendele pline, cântă afară, sunt pe diferite scene ale lumii, dar timp. Revin aici atunci își când fac sunt, timp să vină și în țară. Îi întâlnesc, sunt extrem de plăcut de discutat cu ei, extrem de modești, de dornici de a cânta aici, atât timp cât li se oferă această posibilitate. În România, din păcate, ce ne omoară este, mai ales în artă, birocrația. Am înțeles. Să nu uităm ce ne spunea, de exemplu, chiar Cristian Macelaru. El nu a putut să participe la un concurs de management pentru că nu avea terminate studiile în România. Iar regulamentul în România spune, nu-i așa, că trebuie să fie terminat conservatorul în România. Am înțeles. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit în seara asta. Cu siguranță ne vom mai întâlni la Jurnalul Cultural pentru că vă lansez de acum invitația. Ori de câte ori aveți evenimente despre care merită să vorbim, veniți și spuneți-ne și nouă despre ce e vorba. Am apreciat zgomotul de fond. Este concertul numărul 1 de Prokofiev. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Trecem acum la calendarul cultural, care ne vorbește despre evenimentele importante ale acestei date. Pe 25 septembrie s-a născut Maria Tănase, una dintre marile personalități ale României. Interpretă de muzică populară, de muzică ușoară, lăutărească, de romanțe, dar și actriță de teatru, de revistă, Maria Tănase a fost supranumită pasărea măiastră a muzicii românești, Edith Piaf a României, reprezentanta întregii românimi, Marea Doamnă a milenarului cântec românesc sau privighetoarea cântecului popular românesc, devenind mitul Maria Tănase. A avut un repertoriu vast care, de la moartea ei și până azi, a inspirat artiști din toate artele, de la cinematografie și teatru până la creație vestimentară. A trăit o mistuitoare poveste de dragoste cu sculptorul Constantin Brâncuș, ale cărui cuvinte către ea au rămas în istorie. Când te ascult cum le zici, Mărie, aș fi în stare să dăltuiesc pentru fiecare cântec de-al nostru o pasăre măiastră. 10 artiști consacrați, formatori ai generațiilor viitoare, propun publicului o expoziție colectivă de grafică și ceramică, găzduită de Galeria Simeza. În lucrările lor se reflectă lumea în care trăim, decantată de sufletul fiecărui artist, în linii simple sau complexe, în alb-negru sau pline de culoare. Puteți vizita expoziția până pe 30 septembrie. Sub titlul Interflow, expoziția aduce pe aceleași simeze lucrările de tehnici diferite a 10 artiști consacrați, cu stil propriu și ușor recognoscibil pentru cunoscători. Chiar dacă îi regăsim constant în expoziții, fiecare lucrare, prin linie sau culoare, prin tehnică sau materiale ori mesaj, reprezintă o altă etapă a evoluției artistice a expozanților. Expoziția pe care o prezentăm se numește Interflow, suntem un grup de 10 artiști. Am stabilit acest titlu împreună cu criticul de artă Diana Roman, care a deschis expoziția, și inițiatoarea acestui proiect, cea care ne-a reunit pe Simeze, este colega noastră Maria Petcu Chioibaș. Deci suntem în majoritate graficieni, dar avem invitat și un pictor și o ceramistă. Sub această denumire de Interflow, care înseamnă conexiune între artiști, între stiluri, avem gravură, acoarelă, litografie. Interflow înseamnă îmbinare, pătrundere intrinsecă, dar și interschimb. Acest cuvânt exprimă cu claritate relația perfectă dintre lucrările grafice și grafismul pieselor ceramice prezente în expoziție.
Interflow reprezintă o desfășurare a excelenței artistice, dezvăluind publicului un repertoriu tehnic variat. De la acuarele cu inserții de foiță de argint, colaj, la poanseși, cologravură, litografie și tehnici mixte. La ele se adaugă gracilitatea desenelor în porțelan, ca o completare tridimensională necesară întregii expuneri, spune criticul de artă Diana Roman. Pornind de la figurativ, avem gravură în care sunt prezentate portrete, până la elemente vegetale pe care le regăsim în lucrările Oanei Risar, are mai rei pet cu pioibaj, elemente figurative sau pe care le vedem în lucrările Luxandrei Călăraș, Anca Boieriu, evident, și până la ceramica doamnei Maria Cioată, care este un soi de dantelărie rafinată, țesută pe un suport de lemn și care se completează foarte bine cu grafica. Expoziția vine ca o oază de liniște în tumultul zilei și își așteaptă publicul la Galeria Simeza până pe data de 30 septembrie. Mai mult decât teatru este formula după care se ghidează cuplul de actori Denisa Nicolae și Liviu Romanescu. Deși nu e simplu să trăiești făcând teatru independent, ei au curajul de a merge înainte și de a aborda în spectacolele lor teme sensibile, genul acela de probleme care nu te lasă să dormi noaptea. De pe 28 septembrie și până pe 6 octombrie ne propun un maraton de spectacole, 5 mai exact. Care sunt ele și ce îi motivează să facă ceea ce fac, vom afla în momentele următoare, pentru că Denisa Nicolae și Liviu Romanescu au venit în studioul nostru. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc foarte mult că ați venit să vorbim despre teatru. Mulțumim de invitație. Aș vrea să începem vorbind puțin despre Venner Collective. Despre ce e vorba? Poate există telespectatori de-ai noștri care nu știu. Hai să-i punem puțin în temă. Pornind de la numele de Venner, de inspirație din zona nomadă irlandeză, Vennerul este specia de cal asociată mișcării, așa, ca să spun așa. Venner Collective este o companie fără casă, este o companie care constant a colaborat cu alte spații din București și din țară, a coprodus spectacole și are ca punct de focus, cum ai spus, partea de povești care inspiră și transformă și, de fapt, e puțin mai mult decât un simplu spectacol, are mult o latură educativă. Dar s-a născut în Asta Anglia. Asta vreau să zic. Compania Așa. S-a născut în Anglia și membrii fondatori sunt Liviu aici de față și Chrissy, colega irlandeză. Ei au născut compania, deci e o companie cu origini româno-irlandeze născută în Marea Britanie și care și-a găsit o casă frumoasă și în România și am deschis și partea românească destul de rapid după ce ei au... Dar când s-a întâmplat totul? Când a fost ideea? Când s-a întâmplat și care e situația în momentul de față? Ideea a venit în 2013 pe Așa. Un fond destul de secetos prin Anglia. Se simțea lovitura din criza economică, venea valul. Și am ajuns în țară și am deschis asociația în 2014, dacă nu mă înșel, 15. În urma participării la festivalul de la Edinburgh. Asta a fost primul spectacol, a mers 3 săptămâni, cred că a fost primul spectacol independent românesc care a ajuns în festival și a făcut the whole run, ca să zic așa, întreg festivalul 3 săptămâni. Am inițiat primele spectacole aici și ușor, ușor, casa ne-am găsit-o aici, pentru că acolo a lovit al doilea val, Brexit-ul. Am înțeles. Deci în curând o să împliniți 10 ani. Cam da. Așa. Cam așa, da. Hai să vorbim puțin despre teatru. Ce fel de teatru faceți și ce înseamnă teatrul pentru voi? Jucați împreună? Povestiți-mi un pic. Da, noi suntem un cuplu în viața reală. Suntem din facultate împreună și am intrat împreună și în partea asta profesională prin crearea companiei Venner Collective. Întotdeauna am fost
axați pe găsirea unor povești care să ne vorbească nouă, în primul rând, într-un mod foarte, foarte visceral și transformator. Am înțeles. Am început, dacă îmi dai voie, am început cumva cu inspirație din zona britanică, am tradus texte cu relevanță mare pentru voi ce era tradus? Aici. Da, sigur. Dar important era relevanța pentru publicul de aici și pentru cultura noastră. Deci cumva poveștile trebuiau să fie importante și relevante. Și ușor am ajuns să creăm povești cu dramaturgi români care clar sunt de inspirație cultural românească cu relevanță pentru cultura românească și pentru români. Eu cred că încă de la înființarea companiei, pentru că avem entitate și românească și irlandeză născută într-o țară care era străină pentru cei doi membri fondatori, ne-am dorit o crearea unui pod între culturi. O punte. Și nu am renunțat de-a lungul timpului la această idee și această misiune. Cred că ne-am concentrat un pic mai mult în ultimii ani pe producția și crearea unor spectacole autohtone, de inspirație sau cu dramaturgi în proporție de 90% britanici, deci inspirația vine un pic de pe partea britanică, însă în viitorul apropiat ne dorim să ieșim în afara granițelor și să reluăm ideea inițială de a colabora pur și simplu cu entități din afara. Din străinătate. Da. Hai să vorbim puțin despre cele 5 spectacole, despre acest maraton despre care vorbeam în deschidere. Cine începe? Cu ce începe? Începem cu 28 septembrie. Da, sunt 4 spectacole programate consecutiv, 28. Așa. Avem spectacolul Langs, care se joacă de 7 ani deja la Teatru Act. Pe 29 avem Lemons și nu m-am bâlbâit de 5 ori. Bravo! Așa. Exact, de 5 ori. Lemons de 5 ori. Despre cenzură. Am înțeles. Și, da, și libertatea de exprimare e într-o formă foarte spectaculoasă și o structură foarte interesantă pentru cei pasionați de puzzle-uri. Jucați în toate spectacolele? Eu da. Așa. În cele ce vor urma, da. Bun. Nu respectă regula de cei doi sunt mereu împreună. Da. Să vă întreb cum echilibrați cuplul de acasă cu cuplul de pe scenă, dar înțeleg că nu sunteți în permanență pe scenă. Iată, împreună. Nu echilibrăm. Deci, pe 29 urmează One Woman Show, Tot ce e minunat în lume, care iarăși are vreo 6 ani și care a călătorit foarte mult prin țară. El așa s-a născut printr-un turneu. Și e un spectacol foarte iubit și de mine și de public, care a crescut de-a lungul anilor și a creat așa niște comunități în jurul lui. Acesta se joacă la un teatru și pe 30, ca să închei șirul de 4 zile consecutive, da. La Teatru Apollo 111 joc în spectacolul Cassandra. Uite, și tu ai acum ocazia să vorbești despre al cincilea spectacol. Exact, care e la diferență mică. Al cincilea spectacol se întâmplă pe 6 octombrie. Deci la aveți o pauză. Da. Teatru Național, la Sala Mică. Este cea mai recentă producție și mă bucur că am reușit să deschidem dialogul cu Teatru Național. Se numește Comorebi, Lumina care se filtrează printre copaci. Este un text scris de o dramaturgă română numită Raluca Mănescu. Și este o poveste despre lumea masculină, cu tot ce are ea mai rigid, mai ascuns cumva, puternic legată de teamă și de elementul fricii în viața unui bărbat. Cine mai joacă în spectacol? În acest an, Comorebi, da. Și ca să deschid așa subiectul, pentru că am primit de multe ori întrebarea ce înseamnă Comorebi, chiar lumina care se filtrează printre copaci. Este un cuvânt japonez, e unul din cele mai frumoase cuvinte din lume, Comorebi, cu o rezonanță care îți dă o stare de bine. Și cel de-al treilea o să o numesc performer, pentru că ea este coregraf, dansator, Teodora Velescu este. Deci ea nu e actriță, ea este cel de-al treilea personaj. Spectaculos și surprinzător la final. Liviu, da. Am vorbit despre Venner Collective, dar tu
sau să mă corectați dacă și tu, ai o legătură cu un festival care are loc la Alexandria deja de 18 ani. Anul acesta am plinit 18 ani, se numește Ideo Ideis. Hai să vorbim puțin și despre acest proiect. Ideo Ideis e o altă punte între tineri și adulți. E un proiect pornit din nebunia a trei adolescenți, ca asta a fost, și nevoia lor de a crea un festival de teatru într-un loc fără teatru, Alexandria, mai precis. Apoi nebunia altor adulți, începând cu domnul Marcel Iureș, care a acceptat să susțină un festival de teatru într-o localitate fără teatru. E un model pentru tot ce înseamnă bula, și o să apăs și pe bula culturală aici, care consideră că nu se poate orice, oriunde, se poate, e greu, nu dar e ușor. E important, dar se poate să vrei. Bun. Și e un model pentru comunitățile cărora nu le dă nimeni nicio șansă, pentru că nu au infrastructură sau n-au șansele, n-au cărțile deja pe masă și de fapt își câștigă cărțile astea și fac lucruri. E un model din foarte multe puncte de vedere. Este un model pentru ce înseamnă a construi viitori adulți asumați. E un model de ce înseamnă un festival unde nu există premiu, ci există doar întâlniri. Și asta e foarte interesant. Și dorința sistemul de a participa. Bun. Și experiență. Și experiență acumulată, sigur. Am fost implicați amândoi. E un grup uriaș de oameni implicați acolo, pentru că nu prea se pierde nimeni. Sunt unii care sunt implicați mai activ sau mai pasiv. Toți rezonează în momentul în care începe evenimentul. Dar a fost greu să menții neți 18 ani acest festival? Da. A fost greu. Haideți să nu ne ascundem. Ai sperat la un alt răspuns? Nu, a fost greu. Întreabă-mă dacă e mai ușor. Nu. Nu. Exact. Te întreb dacă, eu știu, consider că va fi mai ușor după ce aveți 18 ani de experiență. Mai avem 30 de secunde din discuție. Începe să aibă curaj. Exact ca un adolescent care a făcut 18 ani, începe să se asume. E punctul ăla frumos în care are valorile la bază și se construiește pe vertical. Am înțeles. Dar și prinde curaj. Cred că e fix despre, da, asta, despre asta e. Vorba. Să prinzi curaj, să Denisa, faci lucruri. Te rog. Ai ultimul cuvânt. Uite, așa. Camera e acolo, ți aparține. În cameră, direct. Convinge-i pe telespectatorii noștri că e foarte important să vină și să vadă spectacolele pe care voi li le propuneți. Da, nu știu dacă o să pot să vă conving, însă cu siguranță genul de teatru pe care îl facem prin compania Venner Collective este foarte special, este terapeutic, fără nicio urmă de îndoială, și creează conexiuni care pot dura o viață întreagă. Și o să spun, găsiți informația pe www.călătorprinteatru.ro. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Vă doresc succes. Mulțumim. Și vă mai aștept la Jurnalul Cultural. Abia așteptăm discuția. Să mai mulțumim. Vorbim. Vorbim acum despre dansul de stradă. Orașul german Frankfurt va deveni pe 4 noiembrie capitala mondială a street dance-ului. Cei mai buni dansatori din peste 30 de țări se vor întrece în cea mai importantă competiție de profil, iar țara noastră nu are cum să lipsească. Reprezentantul României va fi ales într-un eveniment care se va desfășura la București la începutul lunii viitoare. Pe 5 octombrie, la Circul Metropolitan din București, va avea loc un concurs de street dance. Astfel, pe scenă vor ajunge 16 dintre cei mai buni dansatori de la noi din țară, iar publicul va desemna câștigătorul. Marele premiu pentru care se vor duela concurenții constă în participarea la finala competiției, care se va desfășura la sfârșitul acestui an la Frankfurt. Street dance este o denumire generală care denotă mai multe stiluri de dans, evoluate în spații publice precum stradă, în curtea școlilor și în cluburi. Aceste tipuri de dans sunt foarte populare în ziua de azi, ca exercițiu fizic, ca artă, dar și ca o formă de competiție, practicată atât în studiourile de dans, cât și în alte spații. Primul contact a fost cu hip-hop, cum la mulți din generația mea a fost prin filme din afară, care ușor erau un pic comerciale mai mult decât culturale, adică este un context anume în care trebuie să-l încadrezi.
Dar aia a fost influența noastră principală, asta e înainte de YouTube. Noi suntem generația undeva între casetele video și YouTube. Și noi practic am fost cam prima generație pe stilurile pe hip-hop, pe house, whacking, vogue, dancehall și altele, care o bună parte din noi încă activează și astăzi. Și nou, ținem cursurile, adică avem informația, ne dezvoltăm în continuare, aducem oameni din afară pentru cine dorește să învețe sau să se specializeze chiar în asta. Și mă rog, cam așa a început povestea practic, de la un ok, vreau să încerc asta și a devenit o pasiune în timp. Ajunsă la cea de-a treia ediție în România, competiția reunește stiluri de street dance și abordări diferite, de la hip-hop la popping, whacking, afro, vogue, electro-dance și dancehall. Concurenții se luptă pe orice tempo, pe muzică surprinzătoare, pentru a câștiga voturile publicului, care va trebui să desemneze învingătorul. Fără juriu profesionist, coreografii planificate sau repetiții, Dance Your Style este improvizație 100%, unde DJ-ul și audiența joacă un rol crucial. Primele ediții au fost adjudecate de doi dansatori de hip-hop. Am câștigat prima ediție, de asemenea am plecat în Johannesburg la finala internațională, a fost superb. Acum este a treia ediție, finala se va întâmpla la Frankfurt, finala internațională, și îmi doresc foarte tare să ajung și acolo. Eu dansez hip-hop, stilul meu este hip-hop. Am descoperit dansul de la televizor când eram foarte mică, dar și datorită tatălui meu, pentru că și el a dansat în tinerețe breakdance. Și atunci de la el am învățat cumva primele mișcări de dans. Cumva toată experiența mea naturală de viață m-a adus în punctul ăsta și în cultura asta și sunt very blessed. Am participat anul trecut. Mulțumesc lui Dumnezeu, am câștigat. Iar anul acesta sper să fie la cel puțin la fel de frumos cum a fost anul trecut, cel puțin ca atmosferă și trăire pe scenă. Am început să fac hip-hop freestyle acum 4 ani și am început să mă antrenez pe asta și am descoperit că asta îmi doresc să fac cel mai mult și de atunci tot pe asta m-am axat. Îmi doresc să nu am emoții și să-mi reprezint stilul, dar în același timp să mă și distrez. Câștigătorul de la Circul Metropolitan va reprezenta România la finala concursului care se va desfășura în luna noiembrie la Frankfurt. Întrecerea din Germania adună la start cei mai buni street dancer din întreaga lume. În anul 2019, trofeul suprem a fost câștigat de b-boy-ul olandez Shishan, cu un mix de house, hip-hop, locking and popping, influențat de capoeira, iar anul trecut titlul a fost cucerit de japonezul De Soraki, cu un spectacol de hip-hop aproape acrobatic. La Muzeul Țăranului Român, în cadrul Bucharest International Film Festival, în prezența unui public numeros, a avut loc avanpremiera filmului documentar de lungmetraj Playback, în regia Iuliei Rugină. Filmul, dedicat discotecilor din perioada anilor 1980-1990, este realizat în coproducție cu Televiziunea Română. Iulia Rugină, regizoarea filmelor Breaking News și Love Building, a revenit în atenția publicului cu primul său documentar Playback. Cum te-ai gândit să faci un film despre discotecile anilor 80, pentru că tu erai foarte mică? Da, eram foarte mică, n-am prins mai nimic. L-am întâlnit pe Sorin Lupașcu, protagonistul din film, și Sorin Lupașcu a început să-mi povestească foarte multe lucruri de atunci și a venit ideea care, bazată pe fascinația mea personală despre perioada aia pe care nu am trăit-o. Filmul ăsta nu își propune să fie o pagină de istorie, ci să își propune să fie o rememorare subiectivă a unei perioade, așa cum s-a văzut ea prin ochii unui om. Filmul redeschide fereastra către discotecile din România anilor 80, pornind de la expoziția multimedia Disco BTT, discotecile perioadei comuniste, organizată în 2017 la București și la Cluj, de către Asociația Culturală Control N. A fost un proiect pe care l-a pregătit foarte mult. Aportul meu a constat în faptul că am crezut că acest proiect trebuie făcut. Și mi s-a părut că este o chestie care trebuie lăsată generațiilor următoare, pentru că trăim o etapă a omenirii în care vintage-ul este noul modern. Mi s-a părut
foarte, foarte util ca acest film să fie făcut. Expoziția instalație, recompensată cu premiul AFCN pentru activarea patrimoniului cultural imaterial, își propunea să documenteze și să recupereze senzorial o parte a istoriei noastre recente, care astfel mai persistă doar în memoria celor care au trăit-o. Am fost atins puternic emoțional. Una la mână pentru că sunt vremurile mele în care eram licean și Costineștiul era pentru mine, pentru noi, o oază occidentală. Pentru noi Costinești era egal cu Occidentul. Iar pe de altă parte, imediat după 90, eu am început jurnalismul, la fel ca și Sorin, cu o revistă. Eu aveam Rocker în București, el avea Playback în Iași. Și ni le vindeam reciproc. Eu îi trimiteam pachete de cărți lui Sorin, el îmi trimitea de reviste, el îmi trimitea mie pachetele de reviste Playback. Pe de altă parte, mă bucur că a mai apărut un documentar independent muzical. Oricum, noi avem arhivă muzicală cât cuprinde TVR-ul, de altfel cred că s-au folosit și de niște imagini ale noastre, TVR fiind partener cumva. Pe de altă parte, mă bucur că vedem imagini necenzurate. Pe lângă înregistrări de arhivă care n-au mai fost prezentate până acum, filmul conține o coloană sonoră formată din hiturile anilor 80 românești și internaționale, ținând către o nostalgie colectivă și invitând la un proces de analiză emoțională a evoluției societății românești din 80 și până astăzi. Sorin Lupașcu, unul din cei mai cunoscuți DJ în perioada 80-istă, ne ghidează călătoria către paradisul pierdut al discotecii Ring din Costinești. Toți cei care în anii 70 și 80 s-au ocupat cu muzică, au răspândit-o, au cumpărat, au dat mai departe. Toată lumea în cartier avea cum să asculte un album, cum să-și facă o petrecere, cum să danseze. Ei, toți acești oameni care au lucrat pot fi considerați niște mici eroi. Eu pot fi unul dintre acești mici eroi. Dar toată lumea a făcut lucrul ăsta. A făcut o culturalizare care altfel nu avea cum să o faci într-o Românie închisă. Artista consideră că istoria emoțională a unei țări văzută prin ochii locuitorilor ei se topește de multe ori în prezent. Filmul scoate la iveală o perioadă pe care istoria a plasat-o între paranteze, o perioadă prea puțin cunoscută și centralizată în documente. Muzica a jucat un rol foarte important în toate. Este prima dată când un film realizat de Iulia Rugină conține foarte multă muzică. Filmul poate fi vizionat pe marele ecran începând din 19 octombrie. Muzeul Municipiului București invită publicul la o expoziție de fotografie mărturie în timp despre trecutul acestui oraș. Imaginile, înrămate cu deosebită grijă la Palatul Suțu, ne arată începutul dezvoltării Bucureștiului, devenit o metropolă. Periferia dispărută, transformată în cartierele importante de astăzi, a rămas prinsă în imagini de epocă, ducând privitorul într-o călătorie din care cu siguranță sunt multe de învățat. Metropola de astăzi, în trecut, a fost un oraș ce înconjura timid curtea domnească. La începutul perioadei interbelice, Bucureștiul avea un aspect rural, plin de vegetație și turle de biserici. Așa a fost surprins în fotografiile realizate de administrația de atunci. Fără de acestea, azi nu am fi avut dovezi despre aspectul de odinioară al capitalei. Anul acesta de Zilele Bucureștilor mergem în periferie, în zone în care nu au fost până acum expuse. Sunt fotografii documentare realizate de mari fotografi ai acelei perioade, începând cu Iosif Berman, Cetadeu, Weiss, Alfons și Aghe Ebner, la comanda primăriei, pentru că locurile care se pot vedea astăzi în expoziție dispăreau, urmau să fie demolate, pentru a face loc noului oraș, noului București, unde se vor construi zone rezidențiale care să găzduiască pe noi veniți, dar și categorii socioprofesionale, precum funcționarii sau specialiștii din diferite domenii. Foarte mulți muncitori care sunt atrași de industria în plină dezvoltare a Bucureștiului. Extinderea orașului a început prin secolul al XV-lea, când granița lui ajunsese în zona actualei universități. La sfârșitul aceluiași secol, granița orașului era deja delimitată de o șosea circulară, periferică ce unea gările Nord, Obor, Filaret și Cotroceni. Dincolo de această linie s-au extins mahalalele. După proclamarea lui ca sediu politic, orașul a început să se dezvolte exploziv.
urbea de pe malurile Dâmboviței a devenit extrem de ofertantă pentru locuitorii din alte zone ale țării. Creșterea demografică a dus la o dezvoltare a orașului, nu doar pe orizontală, ci și pe verticală în timp, cu precădere în perioada comunistă. Vedem o serie de oameni pe acolo în acțiune. Sunt o serie de fotografii dinamice și putem vedea cum demolează niște case sau cum stau la discuții la birt sau cum se potcovește un cal sau putem să vedem în Calea Plevnei doi ciobani care se odihnesc având lângă ei o turmă de oi care paște. Vedem în zona lacurilor de pe Colentina cum sunt spălate vehicule de transport, cum se îmbăiază copiii sau cum se scotea gheața pe vremea când nu exista frigider și care ajuta la menținerea alimentelor la o temperatură ca să nu se periseze. Dacă în zona centrală a Bucureștiului mai sunt încă descoperite ruine ale vechiului oraș, fotografiile rămân singurele mărturii ale periferiei dispărute. Parcurgând călătoria în timp la care invită expoziția, putem realiza cu adevărat cât de mare a fost schimbarea produsă de-a lungul timpului, pentru că Bucureștiul este rezumatul transformărilor urbanistice din țara noastră. Expoziția propusă de Muzeul Municipiului București rămâne deschisă la Palatul Suțu până pe 19 noiembrie 2023. Expoziția Vizibil-Invizibil reunește la Galeria Cultera din București lucrările create în 2 ani de Ciprian Antoci. Artistul este absolvent al Academiei de Artă din Chișinău. Lucrările sale au fost expuse național și internațional în expoziții personale și de grup. A beneficiat de o rezidență artistică la New York și a câștigat premiul întâi cu prilejul competiției de startups de la Kiev pentru crearea de conținut video pentru lecțiile de pictură. În expoziția de la Galeria Cultera, artistul din Republica Moldova, Ciprian Antoci, vine cu o serioasă pregătire academică dobândită la Chișinău, dar și în București. Eu am pornit de la ideea că noi trăim într-o lume reală, materială și mai este și o lume invizibilă, care e imaterială, lumea ideilor, probabil. Și pânza e un spațiu în care eu pot combina. Pe o pânză care e imaterială, culorile materiale, eu am senzația că pot crea chestii invizibile din lumea ideilor sau lucrez cu lumea ideilor. Cu această ocazie se raportează la un dialog vizual apropiat metafizicului. Un anume multisenzorealism nu se raportează atât la cotidian, ci mai degrabă la abstract. Unul în care echilibrul dintre formal, oniric și filozofic este în mod inedit armonizat, aproape evocativ. Limbajul este voit sau nu tributar laierelor și justapunerilor savant orchestrate în lucrările expuse. Ele sunt despre emoții, e o abstracție lirică, aș spune, și despre emoțiile mele, despre muzică pe care o ascult, care se îmbină cu ceea ce simt, despre niște experiențe pe care le am și uneori se întrezăresc și niște figuri mici, niște sufletele, așa să le spunem. Adică în zona asta abstractă, uneori mai apar și niște lucruri realiste, figurative, care vorbesc despre sensibilitatea mea, a oamenilor. Gestualismul se îmbină în mod fericit cu abstracția lirică în multe dintre picturi, fiind consecința asumării aprofundate a acestor tehnici. Suprapunerile și ritmul sunt elemente ce augmentează această simbioză și redau o teribilă exuberanță și impact picturilor sale. Pasajele figurative din cadrul anumitor compoziții dau vizibilul, însă este unul care pare a fi asumat, oniric, transgresiv către invizibil. Omogenitatea tratării suprafeței la nivel abstract cât și la cel figurativ este magistral exprimată, dat fiindcă teoretic aceste orientări sunt antinomice. Am și unele lucrări în care regăsim și niște peisaje care sunt un pic mai, spunem, un pic mai tristuțe, mai despre suferințe. Lucrările sale se referă la o lume interioară cât și la conceptul de peisaj, dar în ambele situații dinamica planurilor frapează. Cromatica este fov, aproape crudă în majoritatea lucrărilor, însă după o atentă observație, nu doar instinctivul, ci un rafinat proces de autocunoaștere și aprofundare la nivel academic se remarcă. Expoziția poate fi vizitată până pe 17 octombrie.
Atât pentru astăzi, vă mulțumesc tuturor celor care ne urmăriți. Ne revedem mâine seară cu subiecte noi și cu informații culturale. Toamna aceasta se anunță plină de evenimente, ceea ce e un semn bun. La revedere!